O ediție cu adevărat specială, absolut specială, fără niciun fel de glumă, este o continuare, ar putea fi interpretată ca o continuare a emisiunii de vinerea trecută pe care a orchestrat-o senatorul Marius Marinescu, dar nu este doar o continuare, este și o avantpremieră a emisiunii de vinerea viitoare. O să vedeți, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele. Dacă vinerea trecută v-am pus în fața unui experiment banal, o electroliză de se învăța vorba lui Marinescu în școala generală, o făceam noi ăștia mai bătrâni pe vremea comuniștilor, electroliza apei în școala generală. Și v-am arătat fără urmă de tăgadă cam care este nivelul de impurități în diverse produse aflate la vânzare ca fiind apă plată în România. 14 branduri, toate, wow, cunoscute. Minim 2 litri de-astea de branduri pe zi ca să fie sănătatea la ea acasă în trupul nostru. Astăzi ce a făcut senatorul? N-a venit cu mâna goală, a venit cu apele, a venit cu paharele, a venit cu mâncărurile, cu legumele, cu fructele și, cu voia dumneavoastră, ultimul pălisă și cel mai important, cu șeful, dar să se prezinte singur. Da, domnul Tiron, prezentați-vă, spuneți-ne de fapt cine sunteți. Ștefan Tiron și în momentul ăsta sunt președintele Federației Mondiale de Ozonoterapie, care are 40 și ceva de țări și peste 1 milion de medici afiliați. Este președintele unui for internațional, fraților, adică de ce? Dacă data trecută profesor universitar Catia Andronescu vorbea despre electroliză fiind specialista Institutului Politehnic în domeniu, astăzi valorosul medic Tiron este specialist și în România și în afara României în taman subiectul pe care îl discutăm. Ce facem azi? Măsurăm nitrații din apă. Zic bine, Marius? Da, foarte. De ce îi măsurăm, prietene? Păi măsurăm să vedem dacă depășesc standardul, fiindcă dacă se depășesc standardul, ne pun viața în pericol. Atenție, dacă depășesc peste 50 de unități... Vino cu a. 50 de unități la litru, deja sunt un pericol. Și avem două experimente, și pentru apă, dar și pentru legume, fructe și carne mai departe. Să vedem tu vorbești ce mâncăm în timp ce noi punem apă. Să vedem ce mâncăm și trebuie să luate aceste experimente în paralel și nitriți și nitrați, să vedem câți nitrați au. Deci dacă ne pun sau nu viața în pericol, să le punem dincolo, așa, pune dincolo, Marius. În timp ce vorbești, pune dincolo. Facem și electroliza ca să vedem din punct de vedere organoleptic, adică văz, miros... Mare atenție, desigilăm, iartă-mă, Mariusică, da. Desigilăm sticlele. Domnul profesor Tiron este martor, dar nu avem nevoie de martor, pentru că toată lumea știe că este nearanjat în niciun fel experimentul. Data trecută, pune jos lângă tine, Marius. Toate sticlele acestea, 14 branduri, le vom desface, le vom pune în pahare. Tudor, am avut... Vreau să-l ascultăm un pic și pe domnul Tiron. Da. I-am spus domnului doctor astăzi că am vorbit cu dânsul. O surpriză total neplăcută și să tragică. Să nu pomenești de ce e partea asta, mai te rog eu mult. Am sunat un instalator că mi s-a blocat, mi s-a stricat instantul. Ți-am spus și ție, știi că am instantul stricat. Și n-a răspuns. L-am sunat pe partenerul lui și mi-a spus că a murit, a decedat la 45 de ani, acum mai puțin de o lună de zile. Deci cancer la plămâni, n-a fumat în viața lui și n-a băut. Ai putea spune că și apa și aerul sunt factori favorizanți la nenorocirile astea. Apa, aerul și mâncarea. Este în timp ce eu cu Iustin umplem paharele cu diverse sorturi. Mai e ceva. Vis-a-vis de ce o să vă spună mult mai bine domnul doctor, vis-a-vis de acest standard în România și din Europa, 50 de unități nitrați la litru. Hai să lăsăm că este expertul nostru. Dacă ai imunitatea scăzută, ai o problemă deja foarte mare. Oameni buni, în timp ce eu cu Iustin turnăm în pahare diverse branduri de apă plată aflate în comerțul socialist, toate fiind validate ca fiind pure, curate, fără probleme, fără pericol, fără nimic. Mai avem vreun pahar gol? Unul. Așa, frate, trebuia să mai fie unul. Domnul profesor Tiron o să vă spună ce înseamnă nitrații în apă, ce înseamnă nivelul în România, care e maximul admis, vă ascultăm cu drag. Ce credeți că e important pentru cei de acasă, domnul profesor? Și pericol. Important e să înțeleagă ce se întâmplă în corpul omenesc, că toată lumea vorbește de nitrați, nitriți, nitriții sunt derivații din nitrați. Pune și sunt toate pe bază de azot. Azotul se află peste tot în sol și nitriții și nitrații se află în mod natural și normal în sol. Natural și normal. Problema este că dacă se depășește un nivel, devin periculoși. Și pentru cine devin periculoși? Pentru copiii foarte mici. Mare atenție la ce vă spune profesorul Tiron. Aveți copii, aveți nepoți. Mare atenție! Dragii mei, toată lumea știe ce înseamnă
sângele. Hemoglobina din sânge transportă oxigenul și invers bioxidul de carbon pe care îl elimină. Ce fac acest nitriți? Atacă această hemoglobină care este vitală pentru viață și se transformă methemoglobină, o substanță care este foarte periculoasă și foarte dăunătoare. Vorbeam cu fiica mea azi, ascultă-mă Marius, vorbeam cu fiica mea azi, oameni buni, nepoțica mea, să-i dea Dumnezeu sănătate, acum ceva timp, dom'le, de când în când se alpăstrea un pic la buzițe, se, înțelegeți, avea niște, o simptomatologie ciudățică. A fost controlată și a revenit, acum s-a mai mărit, i-a dispărut. Întrebare pe care mi-a pus-o fiica mea. Bă, tata, am citit, la, apropo, știa ce o să urmeze aici. Are vreo legătură cu apa cu care îi se gătește mâncarea copilului? Are vreo legătură cu nivelul de nitrați din apă? Mare legătură, pentru că acești nitriți care, vă spuneam, atacă hemoglobina și o transformă în methemoglobină, face ca pielea copilului să se albăstrească. Baby blue se numește. Exact, baby blue, boala da. Albastră. Dar asta se întâmplă în principiu până pe la 6 luni, pentru că după aia există un sistem de enzime în organism care poate să desfacă acea hemoglobină. Și cei mai atacați sunt copiii care sunt născuți prematuri și care există o mortalitate cât toate importantă. Studii s-au făcut în România acum vreo 15 ani. Opriți-vă un pic! Spectacolul abia acum începe. Justin, unde fii, tată? Vino încoace. Vino, mă, încoa! Domnul Marinescu, domn profesor. Da. Folosim camera 4 și camera 1, regia. Luați paharele. Să le amestecăm. Camera 4 și 1. Luați paharele. Haideți, domn profesor, participați. Unde vreți, le puneți pe masă. Unde vreți, domn profesor, pe masă? Păi dacă nu știm care sunt, nu mai contează, păi asta e secretul, să nu ne acuze nimeni că știm. Pe masă, hai, continuați, vă rog. Hai, Justin, aia nu, pe tu le prindă colo, ia-l de aici, că la alba neagră, tu n-ai mâncat alba neagră? Ai văzut, da? Ai practicat alba neagră? Nu, că era ilegal, corect. Nu te mai angaja nimeni la benul dacă erai practicat alba neagră. Oameni buni, dacă dumneavoastră considerați că a fost suficient amestecat, mai știți ceva de aici? La început, oameni buni, în două pahare, mi-am permis, ca și data trecută, să punem așa, unul apă de la ghivetă, adică de la Apa Nova. Apa Nova are aici reprezentant în cele 16 pahare. Și un pahar, să știți, e un pahar murdar, din vina mea a rămas, ba da, Marius. Nu e murdar. Ba da, e murdar, ba da, credeți-mă, eu sunt un om sincer, paharul ăsta e mai murdar, dacă vreți să-l spune. Nu, e abur. Nu, e murdar de data trecută, am uitat eu să spăl paharul ăsta de la experiența trecută, este jegoșenia rămasă de la apa testată cu electroliza de vinerea ilaltă, asta ca să n-avem cârcotaș să spună lumea că paharul... Păi să-l spele. Și pune da, du-te și... Nu, lasă-l. Să vă arăt ceva. Nu mai, domnule, să... E, credeți-mă pe mine că îl știu. Îl știu eu paharul. Credeam, am uitat să-l spăl. Nu, atât de murdară a fost apa testată vinerea trecută în platou, încât a rămas pe pahar și am uitat să-l spăl. Bine, trebuia frecat ca lumea. Dar lasă aici, că n-are treabă cu nitriții. Le-am amestecat, nu mai știe nimeni nicăieri ce este. În spatele meu sunt alte surprize, dar nu sunt acum, e pentru un mare moment de promo. Fiți atenți cum m-am gândit să facem. Paule, trimite-mi tată și mie camera mea, acel Skype special pentru emisiunea de azi. Domnul Marinescu o să prezinte... Îmi trebuie un prelungitor. L-am pe masă în dreapta, lângă... Prelungitor. Vino cu apa, Paulică, că nu știu unde e. Lângă prelungitor. Aha, funcționează, da? E în direct? Ia, bagă-l în direct. Bagă-l să-l văd. Bagă-l în emisiune. Ce ai făcut, Bobiță? Oameni buni, eu voi fi și cameraman al acestei emisiuni. Paule, are o bandă deasupra, frățioare, unde scrie nu știu ce, poți să... Nu, va poți să apăs pe banda aia, nu? Nu. Deci trebuie să mă uit în întoarcere tot timpul. De ce am luat aparatul acesta, oameni buni? Și de ce facem Skype? Ca să pot să mă duc lângă aparatul lui Marinescu să vi-l prezint. Uitați-l. Lasă-l acolo. Ți-ai dat drumul? Dă-i drumul. Imediat. Uitați-vă, acesta este aparatul. Ăsta e ăla cu care am măsurat săptămâna trecută nivelul de impurități, de jegoșenii în apă. Costa, acum vă arată Marius, iată-l, pac, facem ca la nuntă așa. Acesta este aparatul care, după cum vedeți, mă apropie și mai mult. Profesional. Măsoară carne, măsoară legume, măsoară fructe. Aici măsoară apă. Uitați-vă, scrie water. Nu mai mișca Marius, că dacă îl miști tu și eu, n-ajungem nicăieri. Deci carne, legume, fructe, tot. Și o să vedeți imediat ce facem. Facem așa.
De aici începând, domn profesor, eu cu Marius vom face o experiență care va dura 10 minute, probabil maximorum, și împărțim funcție de nivelul de nitrați din apă pe care aparatul îl măsoară. O să vedeți imediat măsurătoarea în direct. Le împărțim în ape care sunt conforme, adică cât trebuie să aibă? 50 de miligrame la litru. Maxim. Pentru nitrați. Nitrații îi măsoară și aparatul, da, Marius? Nitrații sunt 0,5 miligrame la litru. Poate și la copii cât este, domnul? Păi nu, astea sunt măsurătorile pentru apa din fântână. Apa. Am înțeles. Și la copii cât este? Până în 10, parcă. 15-20, depinde. De exemplu, americanii dau mai puțin, mai jos, la toate. Da. E perfect. Mai jos. Primele două pahare se măsoară acum. Apa. Măsurăm apă. Nu. Dai așa. Măsurăm apă. Lasă așa un pic. Băgați în cadrul ăsta. Stai un pic să văd și eu, Mariu, să bage Skype-ul în emisie. Băgăm Skype-ul în emisie, da? Aveți aparatul, măsoară apa, e băgat în pahar, apasă. Imediat. Pe apă. Normalul trebuie să fie până în 50 la primul pahar. Da. Așteptăm să-și facă mendrele. Să-mi aduceți o cârpă, niște șervețele, să ștergem acul. De ce nu măsoară Marius? Ai apăsat? Gata. Acum măsoară. Acum măsoară. Are 200, stați un pic, 206, primul pahar, are nitrați în valoare de 206 unități. Da. Lasă-l acolo, mergem la următorul pahar, dăm niște șervețele. Uite, să-l șterg pe ăsta. Să-l ștergem pe ăsta, să-l băgăm în următorul pahar. Comentați puțin ce înseamnă 200, hai ceasă mai repede un pic. 6 ori mai mare decât. Mai mare de 6 ori decât, dă-mă niște șervețele, ce așa complicat, mă? Ia, Marius, niște șervețele. N-a făcut nicio televiziune așa ceva, oameni buni, n-are cum. Mergem la următorul pahar. Comentați, domnul profesor Tiron. Deci, ați văzut o apă, prima măsurată, are 206 unități nitrați în apă la maxim admis de 50. Hai, Marius. Da. La următorul pahar. Stai un pic. Păi ce să stau? Apasă. Să dau pe apă. Dă-i pe apă. Păi să văd eu la întoarcere spre cameră aici. Imediat stai să apăs. Că nu văd să apăs. Gata. Hai că vin eu aici. Am apăsat. Bravo. Acum. 523. 523 de unități al doilea pahar. Da. Lasă-l acolo. Mergem la al treilea pahar după ce l-a șters Marius Marinescu. Poate nu vă vine a crede, dar este în direct, e necenzurat, e pe bune, nimeni nu știe a cui apă da. Este acolo. Stai să apăs. Apasă. Hai. Gata, acum. Păi nu pot din cauza scrisurilor de pe ecran, Paulică, că l-aș ține centrat frățiorul meu. Uite acum, bosulică, 402. Aha. Următorul pahar cu apă. Băi, sigur că măsoară apă? Ha, perfect. Păi apă, uite, arată apă. Tu vorbești serios? Este aparat profesional, unul dintre cele mai bune din lume. La următorul pahar, lasă-l și pe acolo. Hai mai repede, Mariusică, ștergi-l că ia toată emisiunea. Dau pe acasă înapoi, adică? Dă-i acasă, înapoi pe apă. Apă, așa. Domnul profesor, nu ne lăsați că pierdem timpul. Comentați în timp ce noi măsurăm următorul pahar. Comentați ce vreți dumneavoastră, important pentru cei de acasă. Ia vezi tu, da. 200, următorul pahar, imediat. 223 de unități în apă de... Ce măsurăm? Nitrați. Foarte bine, cât trebuie să fie, mă, maxim? 50. E groasă rău. Mergem mai departe, ștergem aparatul și mergem mai departe. Eu sunt curios câte găsim pe bune sub 50. Câte credeți că găsim pe bune din astea, din testul? Mi-e teamă că nu găsim niciunul. Eu sunt convins că trebuie să găsim, că altfel închidem România și plecăm. Domnul procuror Teoniță ne-a spus că... Domnul, apasă pe el că n-ai apăsat, Marius, dragă. Nu, încă o dată. Și acum au mai căutat și n-au găsit. 23! Lasă-l așa! Uitați-vă, oameni buni, că există și apă cu 23 de unități. Păi nu pot să-l țin, că nu... Uite, îl țin așa. 23 de unități de nitrați pe mililitru. Adică sub jumătate din cât corespunde permite... Asta. E corespunde asta, domnul? Dar de ce, nu, de ce n-am ținut minte? Măcar să ținem minte și apele. Nu vreau să ținem minte apele. Eu vreau doar să le trezim mintea românilor să se trezească la realitate. Nu vreau să trezim apele. Vă facem și electrolit. Le-am dat la o parte. Dă-l la o parte pe ăla, că e 23. Hai. La unitate sunt, da, aici. Hai. Următoarea experiență. Haideți, domnul Tiron, comentați. Ce vreți dumneavoastră? Noi măsurăm apa. Aceste intoxicații sunt mai puțin grave la adulți.
480. Ce frumos, bravo bă regia, bravo bă Paulică. 489 bravo. Îl avem în plasmă. Nu mai e nevoie să mă chinui să mă uit în mizeria asta mică unde nu vedeam nimic. Mai departe, următorul. Deci, ce este interesant de spus? Deci astea 5 sunt alea de la 200 în sus. De la 200 la 600. Profesor, e cu 203. Hai mai departe. De la 200 la 500. Ce este interesant de spus este că s-a observat că există zone unde acești nitriți, nitrați sunt practic inexistenți. Cum? Maramureș, Sibiu, inexistenți. Deci nu e o problemă în regiunile astea. Hai, nu faceți reclamă la județe acum, domnul. 203. Nu, să nu fac. Cât? 203. 203. Următorul pahar. În nord-estul țării sunt mult mai mult... Trage următorul. Da. Băi, ia să luăm șervețelele astea, că le-ai făcut reclamă. Dă-le, Doamne, iartă-mă, mă ia ce neau că sunt blat cu ăștia cu șervețelele. Da. Da. Hai, mai departe. Imediat. Sunt pregătit la următorul pahar. Da, domnul Tiron. Deci vă spuneam că în nord-estul țării... Ce vreți, că lumea mă ascultă, deci... Din păcate, Moldova, s-a văzut că în fântânile din Moldova cantitatea de nitrit și nitrați este mai mare decât 229. Hai bă că e bine, mă frate. Până acum avem 2, 4, 6, 7. Ăsta e al 8-lea care n-au nici o legătură. Băi, oameni buni. Da, am avut și o travă. Deci o travă, o travă. Domnul Tiron, mai dați un pic, bă, stați un pic. O travă trebuie să punem după. Domnul Tiron, lăsați-mi să zic că bă, mi se suie sânge la cap. Domne, apă cu 400, cu 600, cu 500 e toxică sau nu? Nu e bună pentru organism. Pentru adulți e mai puțin periculoasă decât pentru copii. Bravo, bine. Următorul pahar. Luați de aici. Următorul pahar are... O, 183. Bă, ăsta e bunicel. Ăsta trebuie să-l avem în vedere, dar nu știm eticheta. Nu l-ai în vedere deloc. Stimați să respectați, credeți-mă. Nu știu, să mă uit aici. Credeți-mă. Nu e nimic de râs. Da. L-am adus pe expertul Tiron, pe acest medic care pe plan internațional este recunoscut. Mă trec apele, doar îmi cer scuze dacă arăt un pic transpirat, dar chiar sunt. Pentru că mi-a spus acum câteva zile senatorul acidă față cât de dramatică este situația pentru copii. Va povesti și maestrul Tiron cât de dramatic e pentru copii, mai ales pentru cei mici. Și mai ales pentru cei născuți prematuri. Bun, deci, următorul pahar, Marius. Poate mare. Să fie mortală, da. Asta, o travă, până aici avem o travă. Până aici, dăm papă. O travă. Deci cei de reținut că la copii foarte mici și mai ales la prematuri există mortalitate, mor. 470. E puțin, e bine, 470. Următorul. Imediat. Astea mari, puneți-le la o travă. Nu, lăsați-le, lăsați-le așa, nu. Nu, că toate. Nu, că le-am amestecat, toate de aici încolo. 183, deci oricum e... Domnul Tiron, toate de aici încolo, 2, 4, 6... 8-9 eșantioane sunt dramatice, de la 200 la 500 ceva. Încă o dată. Următorul. 183. Bă, faci mișto de mine? Da, nu e același, mă? Nu e același, l-a tras aici. Bine. Hai, următorul. Bagă. Nu. Următorul. Ăsta. Imediat. Domnul Tiron, profitați de pauza în care noi măsurăm ca dumneavoastră să ne spuneți pentru cei de acasă lucruri importante despre intrați în apă. Este o chestie... Uite, asta e bun. Păi nu e bun, că n-are... Haide, bă, lasă-mă! Unde stai așa să hotărească domnul profesor? Să-l pună la bun, da. La bun, l-a pus domnul profesor, alea 8 nici nu se pun. E ca la viteză. Ai 50 maxim, dar 50, când ai 52-53, te lasă garția... Pardon, te lasă poliția să treci. Hai departe. 10%... 10% e admis. Da. Bine, l-a sărit de 10%. Următorul. Asta este o chestie în care trebuie să se implice. Nu, ăsta nu-l las eu pe domnul profesor să-l treacă la lecturi. Nu sunt bun. Statul trebuie să implice mult mai serios în treaba asta. Următorul. Există medici în teritoriu care măsoară ce se întâmplă în fântâni și care vă spuneam că au observat că în zona, din păcate, a Moldovei cantitatea de nitriție mult mai mare. E calibrat aparatul, nu se poate. E cel mai scump, cel mai performant. Dovadă că a avut și 50. Da. Dovadă că a avut și 20. Da. 28 sau cât a avut. 23. A avut. 23. Nu țineți minte numerele, domnul senator. 23 a avut. Nu mai sta așa tânăr ca tine. Lăsați vrăjeala asta ieftină, vă rog. Nu, mă, nu e așa. Ne aude lumea și ne crede. Așa. Vreau și 150. Hai, mă, nu se poate, mă, așa ceva, mă. Da. Hai să-l punem și pe ăsta? Nu, chiar nu. Chiar nu. Chiar nu. Bă, aparatul e defect. Nu cred așa ceva. Cum să fie defect, domnule? Garantat și cel mai tare aparat. Și ultima probă. Cel mai tare aparat. Din cele 16. Și, atenție, e profesional. Da. Deci nu e... Apăsăm pe apă. A început măsurătoarea. Hai, mă.
649 a dat lovitura. Asta e cel mai tare. Ăsta a dat lovitura. Asta e infectă, da. Asta e mortală. Bun. Ne oprim un pic aici. Paulica, dacă lasă asta să funcționeze, Skype-ul e ok? Îl lăsăm să funcționeze, punem un pic camera asta deoparte. Aici, ca să nu se întrerupă. Îl oprești, Tudor, da? Oprește-l deocamdată. Ca să nu consumăm baterie. Stimați telespectatorii, cum spun americanii, știți că americanii fac economie la vorbe. Quaid. Americanii spun așa, quaid. Care într-o traducere deloc aproximativă înseamnă quod erat demonstrandum. Deci nu... Asta este, frate, nivelul de nitrați, nu nitriți. Nitrați. Care e diferența, domnul Tiron, între nitrați și nitriți? Că nu știu. Păi nitrații se transformă în organism în nitriți. Deci în organism? Da, da. Ăia devin nenorocire. Da, da. Dar și trebuie să fie într-o cantitate mult mai mică. Ăștia sunt 50 de miligrame la litru. Ăia trebuie să fie 0,5. Ok. Formula NO3. Acum ar trebui, dar nu vreau. Nu vreau. Vreau să facem o pauză, că nu mai pun nicio, sunt learcă. Ar trebui să facem așa. Avem două pahare, uitați-le aici, mă duc la ele. Le vedeți la camera 1. Astea două pahare, primul, ăsta, are 23 de unități, deci este în standardele prevăzute de legea română maximum 50 de unități, adică 50 de miligrame nitrați în litrul de apă. Ăsta, cu indulgența și cu susținerea, cred că are blat, domnul Tiron are blat cu firma asta. Da. Păi da, ați memorat poate. Clar, clar. 58, nu? Așa avea 58. 58, da. Oameni buni, uitați-vă puțin ca să înțelegeți de ce am făcut acest experiment. Că m-am contrat cu un foarte bun prieten al meu, nu-i dau numele că dorește să rămână anonim, de la serviciu MCR al postului nostru de televiziune. Main Control, Master Control Room. Care spunea, băi, Tudore, lasă-ne, bă, cu astea. Și i-am spus, băi, prieten drag, uite-te la emisiune. Ca să înțelegi, uite-te la emisiune. Din 16 probe, repet, una de la chiuvetă, una de la dozatorul de apă al postului B1 și 14 probe din sticle cumpărate, îi mulțumim încă o dată, că pe banii lui a făcut totul, a cumpărat aparatul, a cumpărat apa, a cumpărat tot și le-a adus aici. Și să vedeți că lista continuă, ce a făcut Marinescu este dincolo de ce ne-am putut imagina. Și o face pentru voi, nu pentru B1. B1 trăiește și fără aceste ape și experiențe ale senatorului Marinescu și fără prezența domnului Tiron. Dar a zis, bă, Tudore, ai nepoată, avem copii, avem nepoți. O să aibă nepoți. Îmi doresc. Își dorește nepoți. Ce le spunem copiilor, ce le dăm să bea? Zic, nu știu, bă, vină cu ele în direct și hai să facem. Acestea două sunt în standard. Două din 16, faceți voi procentajul. Dacă vrea cineva să mă dea în judecată, aici sunt. Nu știe nimeni dacă e de la chiuvetă, dacă e apă îmbuteliată, dacă e de la dozator sau ce este. De ce? Ca să nu fim vulnerabili în fața nemernicilor sau să nu fim blat cu ăia bunii. Că sunt și de ăia buni. După cum îi vedeți, sunt și oameni care respectă. Acum, întrebarea e așa, domnul Tiron. Care e apa care de aici ați dau unui copil dacă v-ar fi drag și ați vrea să-i vreți bine? Și dacă nu mi-e drag, tot alea două le dau unui copil, că de sunt copiii noștri. Ați înțeles? Un medic sportiv, un președinte de for internațional și un expert în domeniu am adus. Nu fiște cine. Le pun pe masă. Unde le pun? Separat deocamdată. Separat. Separat deocamdată. De ce? Pentru că s-ar putea, dacă ne permite timpul, da. E ideea, ia lui Marius. A zis așa, bă, Tudor, am făcut probă cu acest aparat, cu electrodializorul ăsta, am făcut electrodializa, electrodializa m-a întâmpit, electroliza, iartă-mă. Ce, luăm publicitate? Vreți? Am crezut că vreți pub. Nu, ok, am crezut că vrea regia publicitate, că asta făceam. Electroliza de data trecută, zicea Marius, organoleptic, da. Bă, probă organoleptică, exact. De aici m-am luat cu prietenul de la MCR. Băi, Tudor, că alea nu sunt ce crezi tu gunoaie, că sunt auzi, mă, ce-mi spunea, da, că e rugină, că rugină de la MMS, de la... Păi dacă mi-a spus Cati Andronescu în direct, săptămâna trecută, amândurora, avem emisiunea pe, cum se cheamă, pe YouTube. Dom'le, sunt și minerale, dar sunt foarte multe impurități. Ceea ce, bă, fierbea, unul din ele fierbea.
Bun. Și cum mirosea, Tudor, spune. Organul leptic îți depistează miros, așa, gust, Marius, și culoare. Uite, cum vrea domnul Tiron, așa facem. Domnul Tiron, domnul Ruison, vreți să facem electroliză doar la alea bune și să vedem ce studiu organoleptic ne arată alea bune, ce rezultat, sau vreți la toate? Aș începe cu ele, da. Și după aia vedem. Corect. Câteva știri. Deci fiți atenți, până în pauză, moment, bă, asta e apocalipsa. Dacă alea două, cât mai avem, 4 minute până în pauză, e perfect. Ok, fiți atenți, le iau pe astea două, urmăriți-mă, ca să nu spuneți ca la David Copperfield că le-am înlocuit. Mă duc cu ele și le pun, ia le fă loc acolo, bravo, și le pun separat aici, lângă aparatul de electro... E băgat în priză? Nu. Avem nevoie de un prelungitor. Nu. Ai prelungitor? N-ai. Nu. Justin, băi, prieteni, un prelungitor avem și noi? Mă ajută cineva? Paule, Tudor, te rog mult. Da, aș vrea să mai precizăm ceva pentru telespectatorii tăi. Prelungitor. Deci Uniunea Europeană ne bagă acum în infringement și pentru gunoaie. Din cauza gunoaielor, atenție, s-a ajuns la poluarea solului, subsolului și a pânzei freatice. Din cauza acestor gunoaie. Și suntem pasibili să intrăm în infringement că nu s-a luat nicio decizie în scopul măririi sancțiunilor penale. Asta se vrea. Fiindcă nu faci absolut nimic dacă dai o amendă de, 1000 de lei, 2000 sau 3000 de lei și aceste gropi de gunoi și această mafie își continuă activitatea. Poate îl contactăm pe domnul procuror să ne spună că și acum... Ne-a promis... În Constanța... Te referi la Niță. Da, domnul procuror. Domnul Niță, băi, m-am rugat frumos, măcar spuneți-mi, bă, nu ți-aducem. Bă, nu vrem să te auzim. Spune, vorbește cu mine cineva. Să-mi spună în cască, da, ți-aducem. Uite, deja, hai din nou cu el. Atenție, dânsul... Nu te mai târâ ca râma, vino la vedere. Bagă-l în priză. Dânsul este cel mai mare specialist din justiție pe mediu. Atenție, este afiliat la organismele Uniunii Europene pe acest segment foarte perfect. Important. Perfect. Și să nu uităm că în România 23.000 de oameni mor anual din cauza acestei poluări. E vorba de apă, e vorba de aer, că avem aici aparate de detectat. Cablează-te cu aparatul. Și este vorba de... Mă lași un pic, aș mă asculți? Cablează-te că vin băieți, vin copiii cu prelungitorul. Cablează aparatul. Aparatul de electroliză. Da, da. Lângă aparatul de electroliză sunt în continuare cele două pahare care au ieșit bune. Ca să fim siguri, fii atent, Marius, ca să nu zică lumea nimic, înainte să faci electroliza, mai facem o dată măsurătoarea organoleptică. Da. Măsurătoarea nitraților. Mai face. Să vedem dacă ne iese la fel, că sigur. Poate nu ne iese. Eu i-am luat deja camera mobilă, Skype-ul mobil. Uitați-mă, mă vedeți în cadrul. Acum sau după pauză? Da, am luat aparatul, telefonul. Acum, mă! Doamne, iartă-mă! Uitați-vă puțin! Reluăm experiența privind nitrații cu aparatul lui Marinescu, aparatul de măsură. Da? Îl șterge, îl pregătește. Da? Și verificăm dacă ne iese. Poate nu ne mai iese rezultatul. La care vrei din ele. Prima experiență. Hai să facem. Apasă să măsoare. Măsoară și obținem 4 de data. Ce ai făcut, Marinescu? Ce ai făcut, Marinescu? Nu știu dacă le-ai afundat la fel de mult. Ia stai. Ok. Da. Stai să mai facem o dată, să-l afundăm mai facem o dată. Imediat. Ăsta oricum era la bun. Cred că e la de 23, care acum e mai mic. Este ăla. Poate influența ceva din încăpere? Nu. Nu. Nu știu, nu sunt... Da, să mai măsurăm o dată. Să mai măsurăm o dată, că l-am băgat mai... Da, ăsta e 59. Corect. Perfect. Hai, nu l-am băgat suficient. Următorul. Da. Nu, hai să vedem că următorul înseamnă că ăsta trebuie să dea în jur de 23. Da. Hai, să vedem. Imediat. Era unul de 58, acum a dat 59. Și să vedem dacă ăsta dă în jur de 20-23, cum a dat data trecută. Da. 44. Ce ați făcut? Deci am făcut bine că l-am pus la... Le-am dat deoparte. Astea sunt tale. Da, astea sunt. Dar nu mai sunt 23 și 58, sunt 44 și 59. Da, da. E de bine cât la funzi, asta este. Păi da. Exact. Ia mai măsoară o dată la celelalte două, domne. Că poate nici la astea n-am băgat bine și reiese că n-au 600 și 500 și au mai puțin. Nu-l băga pe tot aparatul în apă, Marius, dragă. Nu, dar trebuie să-l bagi până la linie, până la... Păi bagă-l până unde trebuie. Imediat. Hai. Să vedem. Dacă și astea sunt, poate acum ne apar că-s bune. Zero, tată? Nu, stai un pic. Hai, încă stai un pic. Vedeți, mă, că suntem cinstiți. Zero, bă, ăla n-are nitrați deloc. Da, imediat.
206. Hai că și-a revenit aparatul. Următorul. Da, da. Nu, mai vreau să mai facem. Șterge-le. Șterge-l bine, Marius. Da. Și hai să vedem. Că eu, dacă e să-mi cer scuze să spun că am făcut un experiment care n-are nicio legătură cu realitatea, n-am motive să-mi cer scuze. Da. Mergem mai departe. Da. Publicitate, nu. Publicitate deci și revenim imediat. Cel mai performant aparat. Cel mai scump, cel mai performant. Da, tati. Ce, mergem în publicitate. Acum și ne întoarcem. Da. Facem la toate. Facem la toate. Vorbim, suntem în direct. Ne-am întors? Da, bravo. Băi, oameni buni. Băi, bine zice domnul cameraman aci de față, bă, în pauza publicitară să zic că lumea că am întors paharele și că nu mai sunt cele ok. Fiți atenți, am rămas aici. Aparatul de electroliză este băgat în priză, pregătit pentru electroliză. Alea două pahare pe care le vedeți acilea, cu ce să le dăm? Dați-mă puțin că mi-au eu camera mea. Pe care acum am înțeles că trebuie să o iau. Paule, trebuie să o iau cu tot cu charger sau pot să-l scot? Poți să-l scot, îmi zice Paul. Stați un pic, că eu sunt, am două mâini stângi la capitolul ăsta. Telefonul lui Paul e de ăsta modern. Ale mele sunt din cretacic. Deci, ia, fiți atenți. Gata. Reluăm nivelul de nitrați în cele două pahare ca să vedem că nu le-am tot alea. Sunt care sunt în norma europeană. Băgați-mi și mie în plasmă Skype-ul să văd ce fac. E băgat. 55. Bun. Corect. Următorul? Imediat. Sergel. Ia șervețel. Sergel. Deci sunt exact cele care... Ca și data trecută. Ca și data trecută sunt în norme prevăzute în România. Ușor. Atât. Și bagă-i, dă-i drumul. Hai să vedem. Ăsta trebuie să fie chiar mai mic decât ăla. Era mai mic. 41. Bun. Astea sunt. Da? Perfect. Bun. Ok. Acum, punem Skype-ul deoparte. Hai să mai nu punem Skype-ul deoparte. Gata. Nu, acum le facem electroliza. Da. Bun. De ce? Da. Pentru că mă ardesc cu asta așa. Bă, dar nu trebuie să le arătăm oamenilor că ălea care au nitrați ar putea să aibă prea multe impurități? Și eu zic da. Și atunci hai să le facem și electroliza celor două. E bine așa, domnul? Mi se pare foarte logic. Ia priviți creștinilor, tineri și bătrânilor, electroliză live la cele două care la nitrați au ieșit foarte bine. Nu așa, Marius. Lasă-mă pe mine, că e complicat. Lasă-mă pe mine. Desfă-le un pic. Ai mănuși de box în mână. Da. Acu dă-i drumul. E dat drumul? Da. E dat drumul. E pornit aparatul? E pornit, da. Gata. Curate ca lacrima, da? Așteaptă. Aștept. Aștept. Deci, bun, normal trebuie să aștept 2 minute. Ia puțin, doamne, iartă-mă, șerpețele alea de acolo. Nu trebuie să uite telespectatorii că vorbiți, da. La copiii mici, mai ales la mici până în 6 luni, unii spun chiar un an, dar până în 6 luni prematuri, poate fi mortal surplusul de... Deci aici, în paharul ăsta, lăsați un pic Skype, uitați, vedeți, diferența este infimă. După experiențele făcute de mine, de Marius, și în direct și acasă, aceste două pahare sunt aproape corespunzătoare. E corect, exact. Marius, ce spun? Unul e chiar mai bun din ele. Unul e chiar mai bun. Poate aparatul de electroliză. Da, imediat. Și acum o să mergem la următoarele pahare pe care le vedeți pe masă. Da, trebuie cineva să-l... Să-l ce? Să-l șteargă? Să-l șteargă, pe cine? Pe ăsta. Păi cu ce? Electroziu. Ia mă șervețel și șterge-l. Șterge-l. Dar vezi să nu fie în priză, să nu te corentezi. Prietenul meu. Da, scuză-mă. Da. Hai să trecem la... Ia uite-le, Tudor. Deci, dacă am scăpat de nitrați, nu scăpăm de o culoare... Impurități. Băgați un pic Skype-ul. Uitați, Marius acui cârcotaș, are zice că astea sunt impurități. Păi dacă astea sunt impurități, să vedeți în emisie. Stați un pic. Ia du-te la următoarele două pahare. Uite la astea. Acum facem Tudor. Hai, bagă aici electrolizala. Astea care erau... îmbucurător faptul că avem unul care e foarte bun. Da, mă, unul e curat. N-are nici impurități, n-are nici... Cum îi cheamă, nitrați? Următoarele două pahare, care erau destul de nasoale la capitolul... cum le cheamă? Și nici miros are. Nu, nici miros. Nu, e bine. Uitați-vă puțin ce se întâmplă în următoarele două. Aula, ce tragedie. Nu mai vorbi așa, că nu e nicio tragedie. Pur și simplu este
Mare puțin și nu se mai vede nimic. Unul avea vreo 200 și unul vreo 600. Nu, vreo 500. Unul 200 și unul 600. Da, 40 și nu știu. Ați înțeles diferența între ce se vede în paharele, în paharele astea și, de exemplu, ce se vede în paharul ăsta? Unde vezi prin el ca prin apă? Da, uitați-vă. Dar le mai lăsăm 2 minute. Mai lasă-le, mă, Doamne iartă-mă. Le dau pe toate 3 ca să le vadă lumea. Uitați. Alea, două, da, domn profesor, comentați. Măsura de luat, mă sfătuiam în pauză cu domnul senator. Ce ar putea să facă oamenii? Că nu poate tot omul să-și cumpere aparat de, corect, da, de 800 de lei, 900 de lei. Așa. Și că să meargă cu apa care o bea la Institutul de Sănătate Publică. Păi la institut, dacă se duce... Doamne, iartă-mă, hai, nu mă mai enervați, domnul... Sau să la, care, la care laborator? Știți cât costă o analiză la laborator? În primul rând și al doilea, știți câte laboratoare sunt în România? Fix aproape zero. Știți cât sunt blat cu mulți dintre ăștia producători de apă? Da, da. Hai, unde trimiteți oamenii? Doamne, iartă-mă. Și atunci? Nu știu, răspundeți dumneavoastră că sunteți dita mai profesor. Domnule, păi sunt dita mai președintele. E trebuie Ministerul Sănătății. Nu, ce trebuie făcut? Acum, pe bune, ce trebuie făcut? Uitați-vă puțin, prieteni. A început să iasă la suprafață, deja s-a făcut poșghiță de gunoi. Mă rog, de gunoi, poate nu mă exprim bine, de impurități. Dar poate e, cum spun unii prieteni, dar ai mei, doar rugină. De unde să fie rugină? Nu știu, mă, așa mi-au spus prietenii, că sunt ruginite astea. Deci uitați-vă ce e pe suprafața apei. Electrozii sunt de inox, n-au cum să fie niciun fel de rugină. Bă, bineînțeles că n-au rugină. Uitați-vă puțin cum fierbe. Mă duc foarte aproape că n-are voie să fiarbă. Dar cum miroase, că mori. Așa. Miroase a hazna. Deci miroase a hazna. Nu mai fi răutăcios. Asta e adevărul, e miroase. Uitați-vă ce culoare au căpătat. Ca să vedeți cum trebuie să arate. Uitați-vă cum arată, uitați-vă, mă rog, poate-s bune. Le zic celor care, uitați-vă ce e la suprafață, apei, da, cum fierbe. Da, da. Hai, domnul Tudor ne poate spune. Mai preț, domnul Tiron, mai continuăm? Tudor, puteți sigur. Puteți să continuați cât stăm de vorbă. Da. Sunați-l pe domnul procuror, vă rog frumos, Paule, regia, sunați-l pe domnul procuror. Tudor, e foarte bine... Băgați-mă Skype-ul puțin să vadă lumea că ai mac... Zici că e cafe... Nu cafe frappe, zici că e ăla... Cum îl cheamă, mă... Îmi place mie, cum îl cheamă? Expresso? Mazagran? Ha? Ce zici, Paul? Cappuccino, zice Paul. Uitați-vă, prieten, care ziceți că e rugină, că nu e impuritate, că nu e jeg. Uitați-vă puțin. Dați din apă trecută un minut și un pic prin electroliză. Uitați-vă și aici. Apă trecută tot un minut prin electroliză. Uitați-vă. M-ați înțeles? Că... Uitați-vă. Astea două, care și la nitrați stau foarte bine. Uitați-vă și la acestea două. Cei care au apa asta iau premiul Nobel pentru puritate. Domnul, nu mai, că toate, nu, am o rugăminte, alegeți dumneavoastră care vreți două pahare. Nu tu, nu. Prietene, pune frecțiile la cameră, vină încoa, pune frecțiile la cameră. Un cameraman, am ales un cameraman, vină încoa. Alege care vrei două pahare și pune-le deoparte. Acolo în față. Domnul director, avem alt director de imagine mai tare, puneți frecțiile la camera 2, vă rog frumos, și veniți și alegeți două pahare. Am luat doi cameraman, doi directori de imagine... Ba chiar doi directori de imagine să-și aleagă fiecare două pahare. Vă rog frumos. Ia priviți creștinilor, tineri și bătrâni. Astea două le-ai ales? Da, da. Bravo. Alegești tu două. Ăla. Și cu ăla. Ține puțin Skype-ul. Ține un pic Skype-ul să nu-l oprești. Și le dau eu pe restul la o parte. Doi colegi de-ai mei, participanți la această dramatică și interesantă transmisie a unor teste în direct, au ales ei doi, patru pahare. Fă-le la astea patru. Da, da, până atunci vreau să spun ceva. Nu, eu vreau că să mai puțin. Este foarte important să le spunem că lotul din care au fost selectate cele patru pahare este ăla cu 200, 300, 500, da? Adică alea nasoale rău. Da. Vreau să spun că toată mizeria asta, atenție, se ingerează, intră în stomac și pe urmă în intestinul subțire și de acolo în sânge. Și din sânge unde se duce? Păi în ficat, păi în rinichi, să spună domnul doctor că știe mult mai bine. Deci electroliza este... începe la paharele alese, primele două alese de colegii mei, directori de imagine în platou. Deci pericolul cu aceste impurități este imens. Uitați-vă puțin în paharul în care vreți din ele, a început să fiarbă. Uitați-vă puțin, pe bune acum. Uitați-vă un pic ce se întâmplă, domnul profesor Tiron. Impuritățile ajung la nivelul intestinului subțire. Unele sunt absorbite, altele nu sunt absorbite și vorba de să ajungă în sânge. Imediat. După... Vă întreb așa... E foarte greu să fie eliminate. Domnul Marinescu, are voie să fiarbă? Da. Are voie să fiarbă? Nu, răspunde fără să... N-are voie, domnule, să fiarbă. Aparatul spune așa, când fierbe Tudor, apa... Tudor, să separă oxigenul de hidrogen. Nu, dragul meu, și în prospectul aparatului spune așa, dacă fierbe apa, aia este plină de impuritate.
fierteți. Da, corect, așa este. Așa este. Da, ca dovadă că celelalte două n-au fiert. Ai dreptate, da, așa este. Da? Uitați-vă puțin ce se întâmplă în aceste două pahare. Încerc să vă arăt că la suprafață se formează o poșghiță de impurități, cum se cheamă, ca un fel de caimac. Ia priviți, în paharul din stânga nu se mai vede prin el. Nu se mai văd electrozii aproape. Da? Asta e. Uitați-vă, mă întorc încet, încet la paharele care respectă și la nitrați și la electroliză, adică la organoleptic, nu? Da, respectă organoleptic. Normele europene și în România. Adică în România există și ape care arată așa. Tudor, există ape care arată așa și există ape care acum sunt la electroliză și uitați-vă ce se întâmplă. Să spunem ce înseamnă organoleptic. Poate nu toată lumea. Din punct de vedere al ceea ce vezi, ceea ce miroși și gust, da? Ăsta. Are curaj cineva să guste de apa asta? Nu, să vadă cum e? Colegii mei de regie te întreabă cum miroase. Acum, miroase ahasta. Nu fi răutăcios. Hai la ultimele două. Ultimele două, te rog. Miroase ultimele două. Ahasta. Băi, sunați-l pe domnul procuror, Paulică. Hai, sunați-l pe domnul procuror. Uite-l cum arată. Da, mă, uite. Deasupra. Uite, m-am băgat aici. Ia. Ca să vadă, aici, ca să vadă, deci asta ni se indică 2 litri de apă pe zi. Deci 2 litri de apă de genul ăsta pe zi. Acestea sunt cele două pahare în care s-a făcut ultimul Tudor, proba. Dacă președintele României, în care am încredere, nu stabilește o strategie în CSAT vis-a-vis de poluare, n-am făcut nimic. Mor oamenii pe capete. În București trăim cu 5 ani mai puțin decât trăiesc alți locuitori în alte orașe. Cum ai spus? Deci în București trăiesc cu 5 ani mai puțin, noi trăim, populația din București față de locuitorii din alte orașe unde nu este poluare atât de mare. Suntem în infringement pe poluare și în București și în Iași și în Brașov și în Cluj și așa mai departe. Ploiești, Craiova. Doamnelor și domnilor, cineva, așa zis, a măsurat aceste ape minerale. Și le-a dat de bune. Da. Și ni le-a dat să bem. Deci există cineva care este necinstit, profund necinstit, sau niște cineva care ne lasă să bem aceste porcării. Domnul doctor, ăsta e atentat la sănătatea publică. Aici e vorba de închisoare. Aici parchetul ar trebui să se autosezizeze. Parchetul, poliția, să înceapă o anchetă, fiindcă aici cei care vând astfel de ape trebuie să fie dur sancționați penal și oprită apa asta de la vânzare. Despre asta e vorba. Ne vând o travă. Inspirăm o travă, bem o travă, și mâncăm o travă. Ok, unor organe competente, așa zise, de la nivel de stat, care vin și măsoară această apă, care o vedeți că e o tragedie. Nu e regulă. Îmi spunea cineva de la Protecția Consumatorului, Tudor știe despre cine e vorba, da? Și ne urmărește, zice, domnule, când am început să facem controle la ape, am primit telefoane de la liderii de partid, de la guvernare și ne-au spus, stopați tot! Și asta este, s-a stopat tot, despre asta e vorba. Deci corupția, corupția omoară. Corupția înseamnă o tragedie pentru popor. Tragedie pentru popor. Asta înseamnă, da. Încă o dată, ultima dată, că nu mai am nicio putere și nici nervi să văd toate nenorocirile astea, un cadru de deasupra cu ultimele patru eșantioane. Poate ultimele mai bine din lateral, că se vede. O să facem și din lateral imediat. Domnul profesor știe de ce. Pentru că dacă mă duc un pic și fac această trecere de deasupra, în cadrul acesta, vedeți exact nivelul de caimac. Noi îi spunem jegoșenie, dar poate greșim. Strâns deasupra. Hai că mă opresc, nu mai pot. Cine a înțeles bine, cine nu, să-i dea Dumnezeu și mai puța. Când se intervine de la nivel de nu opresc stat, Skype-ul, că poate ne mai trebuie, Paule? Când se intervine de la nivel de stat, este foarte important. L-avem pe domnul procuror? Nu ne-a răspuns încă. I-a răspuns lui Paul, i-a răspuns lui Marius. Îl sună încă o dată Marius acum în direct să-l roage frumos să ne răspundă. Nu înțeleg de ce. Dar ne-a promis. Este procurorul de caz, domnul Niță, de la Constanța, cel care se ocupă de acest uriaș dosar. Apropo, domnul Utiron, că m-aș și eu un pic, că nu mai pot. Am stat în picioare până acum. Îl sună în direct. Uite, sună acum. Sună în continuu. Răspunde tu, te rog. Răspunde la telefon, da? Da, gata. I-a răspuns lui Marius, ne răspunde și nou. Mulțumesc tare mult. Așteptăm, suntem în platou aici. Da, mulțumim. Bun. Mulțumim. Gunoaiele, povestea gunoaielor a continuat. A fost găsit din Belgia un container, ce am înțeles, 20 de tone ieri, alaltăieri. Da. Ieri. În Giurgiu, unde? Nu, la Constanța. La Constanța. Deci povestea
continuă. Și atenție, în container și în documente era trecut că sunt jucării și în container erau deșeuri electrice. Era unul așa cu jucării, unul era cu mobilă. Exact, da. Elemente de mobilă second hand și înăuntru erau electrocasnice d-alea de greu de reparat. Nu. Greu de, cum se cheamă, mă, procesul? Incinerat. Nu de incinerat, mă. Păi nu că aveau... Cum, mă? Degajeri... N-au, iată-ți un pic, cum? De reciclat, bravo, da. Domnul director de imagine! V-am spus, mă, ce echipă avem puternică. Directorul de imagine, de reciclat. Erau imposibil aproape de reciclat. Paulica, atunci când l-avem pe domnul procuror, zi-mi în cască. Bă, l-avem. Oameni buni. În 20 de secunde intră, stai așa, cât mai avem... E pe fir, domne, e pe fir. Da, mă, e pe fir. Cât mai avem la pub, până la pub? Vorbiți acum. Domnule, până la pub, băgați-l în direct pe domnul Niță și rămânem cu domnia sa pe publicitate, facem un teasing, cum se spune în televiziune, ca să vedeți, oameni buni, în primul rând să vedeți de ce îl sunăm. O să spuneți că ce legătură este între ce am făcut până acum cu Marinescu și cu domnul Tiron și procurorul de caz cu deșeurile uriașa afacere europeană și românească cu deșeurile din port. Păi vorbim despre cum este poluată apa în România și cum, atenție, instituția vamală nu controlează. Un minut mai avem? Hai, domnule, să intre. Băi, îl avem sau nu? Da. Păi, dă-l să-l auzim, să-l salutăm. Băgați-l în direct. Alo. Domnul procuror, vă salutăm cu tot dragul. Vă salut și eu. Eram pe fir, v-am auzit. În 30 de secunde, vă promit, rămâneți lângă noi. În 30 de secunde intru în publicitate și apoi direct la dumneavoastră, la Constanța, venim. Nu închideți această convorbire, că iar o stabilim greu. Revenim la domnul Niță după publicitate imediat. Ce vreau să vă spun este... O secundă să ne scoată din direct, să luăm publicitatea.